Miss, o pur și simplu i-au luat valul pentru că nu era momentul să se vorbească despre noi. Dar în ce caz, nimeni nu ne-a lăudat niciodată cu așa ceva. Este superb. Asta cum zicea Molière pe vremuri, când se vorbea despre limba franceză în general, și spunea Molière, cel mai mare compliment atunci când cineva se exprimă în franceză și o face bine, este să-i spui la sfârșit, n-am nimic de comentat. Da? Adică să nu mai faci alte comentarii, înseamnă că totul a fost perfect. Da? Cam așa era și aici situația. Și noi, în locul ăsta, stăteam și ascultam cum alții erau beșteliți, nemaipomenit. Adică s-ar crede din această declarație că, de fapt, România n-ar avea cele mai mari probleme de corupție la nivelul guvernului. Bun, sigur că Victor Orban a preluat această informație, s-a aștepta, nu l-a infestat foarte mult, a venit cu un discurs de ăsta sfurăitor în stilul marilor patrioți de pe timpuri, patrioți de doi bani, desigur, apărând suveranitatea Ungariei, amenințând acolo, exact ca și cum ar fi făcut Vadim Tudor, un cir de la colosal. Vadim ar fi trebuit să fie mândru, până la urmă, de Victor Orban aici, care apăra exact principiile alea pe care nu le apără nimeni sau n-ar trebui să le apere nimeni niciodată. Unii nu le apără din jenă, alții nu le apără pentru că își dau seama că ar fi ridicoli. Dar el credea că se poate bate cu pumnii împotriva Uniunii Europene numai de aia că e maghiar. Singurul lui atribut, l-am auzit, l-am ascultat în direct astăzi la Euronews, singurul lui atribut era că este ungur. Aia nu contează la nivelul european. Am auzit și mai devreme discuția prietenii noștri apropo de reacția Olandei și a oficialilor olandezi apropo de neintrarea pe veșnicie, desigur, a României în spațiu Schengen și de cum ne-a mângâiat Olanda pe creștet apropo de faptul că suntem în Uniunea Europeană, că Olanda nu contestă acest lucru, că o să se conteze pe noi când o să preluăm președinția Uniunii Europene și așa mai departe. Bine, vreau totuși să avertizez pe amicii mei care au dat-o în bălării rău de tot, că Olanda are tot dreptul să se pronunțe și nu și-au luat nasul la purtare împotriva a ceea ce spuneau invitații lui Silviu Mănăstire, din două motive măcar distinși participanți la emisiune. Olanda este membru fondator al Uniunii Europene la 1958 și doi la mână, Uniunea Europeană modernă s-a fondat în 1993 prin tratatul de la Maastricht, tot pe teritoriul olandez. Deci cum n-ar avea Olanda dreptul să se pronunțe asupra țărilor care populează această zonă? Da? Am auzit pe marele istoric Bichir și pe aliații lui de platou vorbind niște lucruri absolut inacceptabile pentru un post serios de televiziune. Deci Olanda are tot dreptul să spună ce vrea. Noi suntem parașutați în Uniunea Europeană. Am ajuns acolo fără niciun merit. Pentru că această extindere s-a vrut după momentul 2004, când vă reamintesc că au intrat puhoi 10 țări, lucru nemai întâlnit până atunci, să se extindă cât mai mult din motive pe care le știm. Uniunea să se ducă mai aproape de Rusia, care evident rămâne o forță, nu o amenințare, așa cum falsă tot spune. Nu, este o forță a Europei, un stat important și atunci ea, neavând intenții de a intra în Uniunea Europeană, așa fiind contondența asta de termeni, sigur că Uniunea să fie cât mai aproape acolo. Mai aproape și de Turcia, o țară NATO, care de asemenea este în tratative milenare cu Uniunea Europeană și acolo, dacă n-ar fi fost Erdogan, s-ar fi făcut pași în această direcție. Deci astea erau motivele pentru care Bulgaria și România au fost acceptate în 2007, apoi a venit și Croația, care, într-adevăr, făcuse niște progrese în fosta Iugoslavie la vremea respectivă și am fost mândri că am devenit parteneri și cu ei. 28 de țări, așadar. Dar atenție, Uniunea Europeană a fost fondată de 6 țări. Da? Acestea sunt motorul Europei, între care țările din Benelux. Deci Olanda, Belgia și Luxemburg. Deci Olanda este membru fondator. Încă nici nu exista termenul ăsta în 1958. Era Uniunea aia a oțelului și cărbunelui. Francezii deraind de la ea în 1960, din motive economice, niște dispute pe Gologani acolo, au condus până la urmă și au mobilizat și celelalte țări să formeze această Uniune. Evident, era departe atunci de a se gândi vreodată că va ajunge la 28 de state. Dar încoate să nu trecem prea ușor pentru că suntem inculți sau pentru că vrem să facem pe grozavii,
să vorbim asemenea grozăvii la o televiziune. Da, Olanda are tot dreptul să ne tragă de urechi, mai ales în momentul de față. Că România nu reprezintă nimic. Ați văzut cum arată doamna Dăncilă, ați văzut. Asta reprezintă guvernul României, ne reprezintă pe noi ca țară. Atâta timp cât noi avem astfel de politicieni, poate să ne tragă de urechi oricine. Olanda are sigur și ea bubele ei, dar nu-i cazul ca România să vină să-i atragă atenția. Deci este ceva de nepovestit, de nedescris. Este de o ticăloșie fără margini, ca noi să ne ducem să le dăm lor lecții. Păi bă, Olanda are cea mai mare densitate de autostrăzi din lume. Da? Cum dracu să ne ducem noi să vorbim despre aia, hai bă că și-au luat nasul la purtare. Deci termeni de genul ăsta, nu suntem bă la realitatea sau la RTV aici, mă. Apropo de realitatea, Denis Rifai, prietena noastră, l-a avut astăzi invitat pe distinsul Petrică Daia, însuși ministrul agriculturii, pe care am înțeles că l-a tot încorsetat așa cu întrebări de-astea nepotrivite despre pesta porcină, Daia nefiind principalul responsabil. Pentru că până la el mai este unul care răspunde de toată treaba asta. Sigur, Daia fi ministrul agriculturii, el are ultimul cuvânt, dar nu îl privește direct și personal. Da? Doamna Rifai, bine cunoscută pentru ecarturile de conduită, de limbaj și de toate celelalte în ultima perioadă, a făcut jurnalismul de râs de mai multe ori, a luat o razna de atâtea și atâtea ori, de altfel sunt bine cunoscute situațiile, și că aproape că l-a pălmuit până la urmă pe tovarășul Daia, în ciuda faptului că tatăl lui Denis Rifai, și aici credeam că până la urmă va exista o amnistie între ei, tatăl lui Denis Rifai este cel mai mare importator de legume și fructe în România. Deci nu credeți că ea e acolo nepricepută, nearanjată, ne la locul ei, doar așa. Este ca la consulat. Deci doamna Rifai, dacă mâine se plictisește de televiziune, sau mă rog, cu conița Rifai, dacă mâine se plictisește de televiziune, mi-a postul de consulat și de la Port-Gentil, cât ai zice pâs. Da? Nici măcar nu știe cum se pronunță. Nici măcar nu știe în ce țară e, nici măcar nu știe în ce continent e. Da? Nici măcar nu știe ce oceane brăzdează Africa de o parte și de alta, dar mi-ar lua postul fără nicio problemă. Postul meu, mă, da? De consul la Port-Gentil în Gabon. Mi-l ia, tată, sau la Cotonou în Benin. Mă lasă numai în izmene. Deci, atenție, n-ajungi chiar așa oricum într-o asemenea poziție la televizor să-l intervievezi pe Dita mai Petrică. Da, e un miracol că acesta a rămas în funcție, evident, după toate catastrofele care s-au întâmplat. Faci că nepoliticoasă, ca de obicei cu el, îi dă mâna. Îi dă mâna că dacă se enervează, nu mai mâncăm nimic. Tasul de ce aduce din Chile și pentru asta ar trebui să-l respectăm. Toate fructele alea pe care le găsim pe piață, nu știu dacă vă mai amintiți, da, sau nu știu dacă am apucat să vă spun, am văzut și gutui din Chile acum câteva zile, sau acum câteva săptămâni, nu mai știu exact când s-a întâmplat. Bă, gutui, bă! Chile! Până acum nu vorbise niciodată de asta, spuneam de Chile că ne trimiteau mere, prune de alea, nu știu cât umflate, struguri, evident. Bine, tot ce ne trebuia. Bă, am văzut și gutui, bă. Da? Deci, dacă n-ar fi să înțeleg tatălui Denis Rifai, belengherul, practic, am mai avea de belit în această țară, că în rest, practic, nimic. Da? Fără legume și fructe din import, România n-ar exista. Poate doar ea la țară ar avea pentru ei. În rest, noi nu ne-am descurcat, că nu mai sunt mere la Batoș, stați liniștiți, sau la Uila, unde ne duceau pe noi la munci agricole. Nu mai sunt. Pe vremuri, știți care era sfatul fermierilor când ne apucam dimineața de cules? Mâncați cât puteți, numai să nu distrugeți, bă. Mere, în general, struguri, la prune ne duceau mai rar. Să-l întreb pe Silviu Mănăstire, că el e mai de nordul Transilvaniei, și acolo la el era cu prunele. Bistrița Năsăud, evident, Sălajul un pic mai puțin, dar oricum, da? Am zis că e bistrițean, domnul Mănăstire. E acolo, tată, da, era locul întâi în Europa la producția de prune la vremea respectivă. Deci acolo și la ora de matematică tot cu prune socoteai. Da, știți că erau biluțele alea pe tabla respectivă. Acolo în loc de bucățelele alea de plastic sau pietrele alea ce erau, în Bistrița se puneau tot prune.
Da, și acolo era patria prunelor la nivel european, probabil că pe el îl ducea la prune. Ma, să nu ne invidiați pentru asta, domnul Bazil sau alți domni care ne mai urmăriți acum din ciudă la televizor, că nu puteai să mănânci mult. După 2-3 zile ți s-a acrea și de mere și de struguș, de prune, cât să te-o mănânci. Dar, în orice caz, era mai interesant decât la sfeclă furajeră, pentru că aia să și scotea greu și nici nu puteai mânca. Când merele, prunele astea, struguri nu mai vorbesc, îi tăiai frumos cu forfecuța, îi puneai ușor în lădiță, că ăia frumoși se duceau la export, bineînțeles, în Germania și în Austria în special, făceau și ea vin până la urmă, dar cu struguri din județul Mureș. Bun, nu sunt bani publici pentru catedrală, dar să găsesc totuși până la urmă printr-o anumite buzunare încă 10 milioane de lei în vederea construirii CMN-ului. Uite, de astăzi îmi propun să nu-i mai spun altfel acestei dihonii decât CMN. Da, cine înțelege bine, cine nu, nu. Atenție, cu precizarea doar că nu este vorba de Cercle de Nageurs de Marseille, aia e CNM, aici e CMN, da? Sau pe românește CMN. Deci atât din punctul nostru de vedere, încă 10 milioane de lei de la primăria sectorului 1 s-au mai alocat 10 milioane și anul trecut pentru acest CMN. Potrivit lui Daniel Tudorache, banii au fost luați de la domenii în care nu s-au făcut cheltuieli până în prezent. De la manuale, să spunem. Mâine trebuie să dăm 200 de lei, am dat deja, dar mâine ajung la școală, 200 de lei pentru manuale. Grupa 0. Manuale care nu ajung niciodată la copii, da? Dar se cumpără. Ele sunt păstrate la școală, ca nu cumva copiii să le rătăcească pe drum, să pățească precum Pinocchio, da? Dar se cumpără. Deci n-a început bine școala și deja suntem cu buzunarele goale, au trecut 3 zile, atâtea și atâtea chestii trebuie adunate. Bă, deci dacă te uiți la ele, nu-ți ajung 3.000 de lei pentru așa ceva. Deci nici nu vă puteți imagina câte trebuie cumpărate. Suntem exact cum era Crușo când se ducea la examen și venea cu penarul ăla plin de carioci, de creioane, de rigle, de echiere, de radiere și nu făcea altceva decât hașura, ține minte, în timp ce ăla îl scria, îl derupeau. Cam așa o să ajungă și copiii noștri la școală. Au nevoie de creioane colorate, ascuțite în toate culorile pământului. Au nevoie de carioci bine închise, să nu cumva să se usuce în toate culorile pământului. Știți de ce? Pentru că la școală se învață culorile. Da? E adevărat că este un lucru important în viață. Da? Ma, sigur, daltoniștii se vor abține, nu este vina lor. Da? Dar cei care au această șansă de a vedea color vor învăța la școală culorile. Este un capitol important al vieții lor. Probabil va dura cam o jumătate de an învățatul culorilor. Sunt foarte multe culori, slavă Domnului, în paleta asta cromatică a lumii. Și încet, încet copiii vor trebui să vină în fiecare zi și doamna învățătoare chiar i-a rugat pe cei mai isteți dintre ei, dacă nu, sigur, vor interveni părinții, să ascută creioanele în fiecare seară, așa cum își taie și unghiuțele sau cum se spală pe mâini sau pe lăbuțe, să se ducă după aia cu creioanele bine ascuțite la școală, perfect, puse probabil în ordinea culorilor pe care le vor desemna acolo și tot așa vor învăța să numere probabil tot după culori. A, pe lângă asta au nevoie de caiete, să nu cumva să vină unul fără tricou, fără Adidas în picioare, fără pantalon de sport, totodată la 2 zile este o oră de sport pe care de obicei nu o fac. Da, este trecută în program, îi plimbă undeva pe acolo prin curtea școlii când e ora de sport, dar trebuie să fie îmbrăcați la sport. Bă, deci m-am calculat așa vag, că n-am mai avut răbdare până la capăt, sunt minimum 3.000 de lei pe care trebuie să-i aloci. N-am mai trecut aici, sigur, ghiozdanul care nu ți se potrivește, trebuie să-l schimbi după câteva zile. Da, sticluța de apă, bineînțeles, penarul, al doilea penar, al treilea penar, pentru că ai nevoie, bineînțeles, de rezervă. Ca la fotbal, cu tricourile, nu poți să intri cu un singur tricou pe tine, și la Craiova nu se joacă cu un singur tricou. Și toate astea, toate, bă, 3.000 de lei minimum de copil. Ai 2 copii, 6.000 de lei te costă numai începutul anului școlar, bă. Atenție, da, fetiță, băiat, trebuie să le cumperi haine diferite, după aia să ceartă între ei. Enormă, tată. Școala este gratuită în România, învățământul, mă rog, este gratuit, dar școala nu. Să știți.
Este deloc simplu în aceste condiții. De asta mă gândeam că poate cine știe, la un moment dat, dacă tot mai are vreo